Structura de conducere a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România este formată dintr-un președinte în persoana lui Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, un secretar general și 9 vicepreședinți, printre care și Constantin Nicolescu. Sunt 5 vicepreședinți ai PSD, 4 ai PNL și 1 ai UDMR-ului. Din cei 5 ai PSD-ului, Argeșu are un post de vicepreședinte și astăzi am fost confirmat din nou vicepreședintele acestei asociații naționale. Bineînțeles că sunt multe lucruri de făcut la nivelul modificărilor care se impun, regionalizarea și reorganizarea administrativă. Probabil că în perioada următoare vor fi multe lucruri care va trebui să le dezbatem public cu cetățenii pentru a avea o informație cât mai bună.